Că e o bucurie și o mândrie pentru noi, pentru tătari, că aici în România, uitați, în afară de festivalul care l-aveam noi consacrat, avem și acest festival al muzicii tătărești. Rolul acestui festival a căpătat deja o foarte mare importanță pentru cetățenii români de etnie tătară. Festivalul de muzică tătărească Sebat Husein a ajuns la a doua ediție. Membrii comunității turco-tătare își doresc să promoveze cultura și tradiția musulmană și totodată să implice în activități culturale pe cei tineri. Tocmai de aceea pe scenă au urcat și mai mulți copii. Tradiția noastră nu numai că o păstrăm, o dezvoltăm mai departe, creiem cu fiecare festival, cu fiecare întâlnire de-a noastră, venim cu un element nou. Vă rog să mă credeți că eu, care recent am scris cartea Cântecele refugiilor, Cântecele emigrației tătare din Crimeea, din Dobrogea, pentru că avem o istorie extraordinară și, din păcate, puțin cunoscută, am scris aceste cântece și acum, ascultând alte și alte interpretări, mi-am dat seama că avem aici în Dobrogea aceasta mică, un tezaur pe care neapărat Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmane, în frunte cu conducerea, trebuie să o cultive mai departe. Este foarte important, vă dați seama că dacă nu o ducem noi mai departe, se pierde. Și pentru mine este important să-mi duc tradiția mai departe, să o onoare. Nu vreau să fie uitată tradiția, să nu fie uitată tradițiile noastre, am puțin. Cel mai greu a fost momentul în care juriul a trebuit să delibereze. Dintre toți interpreții, unul singur a luat premiul cel mare.